nemărginită. Introducere. Toată viața mea mi-a venit greu să vorbesc în public. Chiar și atunci când jucam în filme. Cu puțin timp înaintea filmării, mi se făcea pur și simplu rău fizic. Suferind de această spaimă de a vorbi în public, vă puteți imagina ce bucurie am încercat când am auzit că Anthony Robbins, omul care transformă teama în putere, mă poate lecui. Însă, deși am acceptat cu entuziasm invitația de a face cunoștință cu Tony Robbins, nu mi-am putut reprima îndoiala. Auzisem de programare neurolingvistică, NLP, și de celelalte metode în care Tony este un expert consacrat și totuși pierdusem timp nemăsurat și cheltuisem mii de dolari în căutarea unui ajutor de specialitate. Primii specialiști pe care i-am consultat îmi spuseseră să nu mă aștept la o vindecare prea rapidă, din cauza că spaima mea se învechise de-a lungul anilor. Îmi programaseră vizite săptămânale de tratament, fără un termen precis. Atunci când l-am întâlnit pe Tony, am fost surprins de statura lui. Rar mi se întâmplă să întâlnesc pe cineva mai înalt ca mine. Cred că avea aproape 2 metri și cântărea 100 kg. Era atât de tânăr și agreabil. Ne-am așezat și am constatat că eram teribil de nervos când am început să mă întrebe despre problema mea. Apoi m-a întrebat ce voiam și cum voiam să mă schimb. Părea că fobia mea se trezise ca să se apere, să împiedice să se întâmple ceea ce se întâmpla deja. Însă vocea liniștitoare a lui Tony m-a determinat să ascult ce-mi spunea. Am început să mă despovăresc de senzația de panică legată de vorbitul în public. Dintr-o dată, am înlocuit-o cu sentimente de tărie și încredere. Tony m-a făcut să mă întorc cu gândul la vremea când, vind pe scenă, rosteam un discurs reușit. În timp ce îmi rosteam în gând discursul, Tony mă tot ancora. Ancorele sunt lucrurile la care pot apela ca să-mi întăresc nervii și încrederea atunci când vorbesc. Veți afla totul despre ele citind această carte. Ascultându-l pe Tony, am stat cu ochii închiși în timpul interviului, 45 de minute. Din când în când, îmi atingea genunchii și mâinile, oferindu-mi ancore fizice. Mă simțeam pe deplin încrezător ca să realizez emisiunea la televiziunea din Luxemburg cu o audiență potențială de 450 de milioane de telespectatori. Dacă metodele lui Tony ar avea tot atâta eficiență asupra altora, așa cum au asupra mea, atunci vor avea de câștigat oameni din întreaga lume. Există oameni țintuiți în pat cu gândul la moarte. Doctorii le-au spus că au cancer și mintea lor e atât de copleșită încât corpul este extrem de încordat. Ei bine, dacă fobia mea de o viață poate fi învinsă într-o oră, atunci metodele lui Tony ar trebui făcute cunoscute tuturor celor care suferă de orice boală, fie ea sufletească, mentală sau fizică. Și ei pot fi eliberați de spaimele, tensiunile și neliniștile lor. Cred că este extrem de important să nu mai amânăm nicio clipă. De ce să vă fie teamă de apă, înălțime, discurs în public, șerpi, șefi, eșec sau moarte? Sunt eliberat acum. Iar această carte vă oferă și vouă aceeași șansă. Sunt sigur că Putere Nemărginită va avea mare succes la public pentru că trece dincolo de a elimina spaimele, arătându-ți cauza ce declanșează orice manifestare a comportamentului uman. Stăpânind informațiile din această carte, vei avea control exclusiv asupra minții și trupului tău
și deci asupra vieții tale. Sir Jason Winters, autorul cărții Cum poate fi omorât cancerul.